Așa cum a promis șeful administrației județene Ionel Bogdan, alocația de hrană pentru bolnavii din spitalele aflate în subordinea Consiliului Județean a fost majorată, iar decizia a fost luată și cu acordul aleșilor județeni. În ședința extraordinară din această după-amiază, unul dintre proiectele de pe ordinea de zi viza tocmai acest lucru. S-a aprobat majorarea alocației de hrană cu 50% pentru meniurile pacienților din Spitalul Județean de Urgență Baia Mare și din Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare. Astfel, cei care vor ajunge în cele două unități medicale ar trebui să aibă parte de acum înainte de o mâncare mai bună decât până acum și posibilitatea de a alege unul dintre cele două tipuri de meniu care vor exista. În ceea ce privește majorarea alocației pentru hrană, șeful administrației județene este decis să trimită o adresă Ministerului Sănătății, având în vedere faptul că din 2016 valoarea acesteia nu a mai fost modificată, deși prețul alimentelor a crescut în ultimii ani.